Următoarea poveste aparține familiei Butuc. Este o poveste care impresionează. Tocmai de aceea vă invit să cunoașteți o soție care, în ciuda pierderii vederii, nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu și nici în soțul ei. De asemenea, vă invit să descoperiți un soț puternic, dar și sensibil. Un bărbat care își demonstrează în fiecare zi dragostea, responsabilitatea și credincioșia față de Dumnezeu și soția sa. Ajungând la Iași, am avut privilegiul de a cunoaște o familie cu adevărat fericită. Onisim și Eugenia s-au cunoscut la vârsta de 19 ani și au știut din prima clipă că există pentru a fi unul pentru celălalt. Eugenia era o fată modestă, pentru mine cea mai frumoasă, pentru că na, e un element care contează în relația celor doi. Deși frumusețea este, da, relativă, însă pentru mine era cea mai frumoasă, mi-a fost dragă. Modul cum se purta, modul cum se îmbrăca, modul cum se manifesta în public, da, a fost pe gustul meu, era ceea ce eu căutam și am zis, asta e, e a mea și gata. Onisim era și este un om puternic, sigur pe el și m-am simțit protejată. Ancorați în Dumnezeu, cei doi s-au căsătorit în anul 1992 și după 2 ani, Onisim a răspuns chemării lui Dumnezeu și a devenit pastor, mutându-se astfel în localitatea Hârlău. Chiar dacă poate nivelul material la început al nostru a fost unul, cum spuneam, destul de modest, noi ne-am simțit bine acolo unde am fost și de obicei în familia noastră primează optimismul și căutăm să fie bine, să facem atmosfera să fie frumoasă la nivelul la care suntem în momentul acela. S-a întâmplat însă ca iarna anilor 96-97 să fie o iarnă grea și din cauza lipsei banilor și a căldurii, Eugenia a contractat o răceală puternică. În aprilie a început să-i fie rău, dureri de cap, se spunea că este o meningită, se mergea la spital, stăteam 2 săptămâni, ne trimitea acasă, stătea acasă 3 zile iarăși și îi se făcea rău, până când am ajuns la Iași prin luna mai. Aici s-a pus diagnosticul corect, însă na, tratamentul la astfel de situații este destul de dificil. A stat vreo 2 luni la Iași cu mici întreruperi, după care dânsa a fost lăsată acasă că totul este ok. Atunci când durerile de cap deveneau insuportabile, Eugenia își găsea pacea în versetele Scripturii. Puneam pe Onisim tot timpul să-mi citească psalmul 139. Da. Și atât de mult mă liniștea acest psalm, încât îl simțeam pe Dumnezeu aproape. Atunci când spune, unde să mă duc departe de tine? Dacă mă duc acolo, sus, tu ești cu mine. Jos, oriunde mă voi duce, tu ești cu mine. Și atunci am fost conștientă că Dumnezeu e lângă mine, chiar și în clipele acelea crede. Diagnosticul medicilor a fost simplu. Encefalită. Nimeni nu s-a gândit că această boală îi va schimba viața Eugeniei pentru totdeauna. Durerile de cap nu au încetat, așa că au mers împreună la un medic din București. Primul lucru pe care l-am întrebat a fost, domn doctor, trăiește sau moare? Pentru că ea făcea crize foarte grave și eu nu mai văzusem așa ceva până atunci. Aveam 27 de ani, ea la fel, noi suntem de seamă. Și doctorul s-a uitat la mine și a spus, nu va muri, dar își va pierde vederea. Ea vedea perfect în momentul acela. Și am întrebat, total? Și domnul doctor a zis, noi ne vom lupta să nu fie total. Din momentul discuției mele cu medicul, în 3 săptămâni, ea nu a mai văzut. Nu mi-a spus nimic, Onisim, că nu am să văd. Am descoperit singură. Deci cum stăteam acolo în salon, undeva în fața mea erau niște coloane de oxigen. Una galbenă și una albastră.
le vedeam complet, corect când am ajuns acolo. Și pe parcurs vedeam țevile, dar nu mai vedeam culoarea. Și zic, Onisim, dar ce se întâmplă? Și zice, poate... Și din ce în ce am început să nu mai văd țevile alea, până mă vedeam oamenii, dar vedeam doar chipul, nu mai vedeam un amănunțit. După aia nu mai vedeam nici chestia asta. Ultima culoare pe care am văzut-o, am văzut-o culoarea roșu. După 2 luni de la pierderea vederii, într-o dimineață, Eugenia s-a trezit văzând ce era în fața ei. Am văzut fața cu flori așa și un picuț în umbră ce era în casă. Și m-am bucurat, am sperat că am să văd din nou, dar... S-a fost doar o... trezit și primul lucru care m-a întrebat, zice, pe pian, este o vază așa subțire cu flori? Eu am șocat, pentru că deja de vreo 2 luni de zile nu mai văzuse nimic. Și în dimineața aceea, nu știu ce s-a întâmplat, s-a făcut o conexiune, nu pot să explic. Și a văzut vaza cu flori. Am avut așa un moment, o trăire extraordinară. Eram sigur că se întâmplă ceva. Zic, mă, uite că în ciuda ceea ce a spus medicii, uite că lucrurile se pot întâmpla și altfel. Dar a fost doar un moment și după aia n-a mai fost ce așteptam noi. Ultima imagine pe care Eugenia și-o amintește este cea a fetiței ei de 2 ani. Era la sora mea acolo, cu o verișoară de-a ei și parcă văd și acum și-a luat niște sândăluțe, ia în brațe, că noi am venit de undeva de la o nuntă de la Hârlău, fusesem deja în spital, îmi revenisem puțin, am mers la o nuntă, dar nu mi-au revenit doar pentru câteva zile, nu prea pentru mult. De fapt, eram sub influența medicamentelor. Mi-am revenit un picuț, am fost și când m-am întors înapoi, m-am întors nu prea bine. Și Rut era cu verișoară de ei pe o alee și când a văzut mașina mare că vine spre poartă, s-au speriat și au luat sândăluțele și au fugit. Și asta am văzut ultima dată pe la spate. Este ultima imagine. Chestii care aici mă sensibilizează. Care cel puțin ea zice, măi, zice, dacă știam că nu o să mai văd, zice, chemam fata la București. Da, na. Onisim își amintește cât de greu i-a fost să se obișnuiască cu problema soției lui. Cred că în jur de 2 ani de zile eu n-am putut să râd. Deși, din punct de vedere fizic, mă manifestam și la spital, făceam să zâmbească, să încercam să creez atmosferă, încercam de multe ori să o scot din starea aceea, însă pentru mine era doar o chestiune de suprafață. În sufletul meu, mi-aduc aminte, era o primăvară frumoasă. Primăvara lui 1998, imediat după ce ea se îmbolnăvise, și era la Hârlău, avea un părculeț acolo plin cu flori de păpădie. Era galbenă iarba plină de flori și știu că mă uitam și mă gândeam adesea, zic, uite ce frumos, zic, soția nu poate să vadă treaba asta. Și era o chestiune care m-a afectat și nu puteam să mă bucur. Deși, repet, în relația pe care o aveam cu oamenii, cu ea, cel puțin acasă, nu cred că am arătat lucrul acesta. Însă, încet, încet, când am văzut că ea se raportează altfel la oameni, altfel la viață, altfel la lume și ea reușește să vadă dintr-o altă perspectivă lucrurile și viața și că, de fapt, viața se poate trăi și în ciuda unor deficiențe, oricare ar fi ele, viața se poate trăi și merită să fie trăită, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne oferă această capacitate de a vedea lucrurile când nu le vedem, de a le simți poate atunci când nu le pipăim sau de a înțelege realitatea atunci când poate nu o trăim așa cum poate mulți o trăiesc. La fel ca un nou născut, Eugenia a pornit de la primii pași și a început să descopere fiecare lucru cu ajutorul celorlalte simțuri. Dar acest nou început nu a fost deloc ușor. Când am ajuns acasă, mi-era frică de ziua de mâine. Trebuia să mă învăț să merg pe întuneric,
trebuia să merg, să mă învăț să merg, că nu puteam să merg datorită faptului că am stat atât în pat. Ea zicea de multe ori, n-am să mai pot face nimic. Și i-am zis, nu, uite, ai să poți. De exemplu, am stat și m-am gândit, ce ai să poți face tu? Zic, dacă tu reușești să speli vasele, pentru mine era o chestie pe care n-aș fi făcut-o niciodată. Mi-e urât să spăl vasele. Urât de tot. Și zic, dacă tu speli vasele, eu sunt cel mai fericit bărbat. Și într-o zi s-a apucat să spele vasele. Și a văzut că poate să spele vasele. Ba, eu eram fericit cât nu se poate. Și ea a văzut că poate să facă câte ceva. Și apoi încetul cu încetul s-a apucat să curețe cartofi. Cred că e a doua treabă pe care te-a apucat să o faci, să curețe cartofi. A început să curețe cartofi. Iarăși, bucurie extraordinară la noi. Uite că poate să mai facă câte ceva. Și cred că în câteva luni de zile, 4-5 luni de zile, a reușit încetul cu încetul să se adapteze aproape la orice treabă pe care o face o femeie în casă. Au fost momente grele, au fost momente când parcă spuneam, oare de ce? Dar am încercat tot timpul să nu insist în ideea asta, pentru că nu-mi făcea bine. Eram tot timpul nemulțumită când mă gândeam la chestia asta și atunci automat încercam să mă gândesc la altceva, un lucru pozitiv. Onisim a fost alături la fiecare pas al Eugeniei și s-a bucurat pentru fiecare victorie pe care ea a câștigat-o cu lucrurile din jurul ei. El mă ajută la orice. Mă ajută la bucătărie, mă ajută în casă. Dacă e nevoie să fac cumpărăturile singure, nu pot să le fac și zic, hai Onisim, uite, ne trebuie aia, ne trebuie apă, ne trebuie aia, toate nimicurile trebuie să meargă cu mine ca să cumpărăm. Și tot timpul a fost alături de mine. A zis corect, să meargă cu mine să le cumpărăm, pentru că eu nu mă duc să cumpăr singur. Da, el nu vrea să meargă singur. Deci, dar eu de multe ori nu am ce face. Stau, dar nu, zice, hai cu mine. Dacă se duce cumva singur, nu mă prea simt eu bine și se duce singur, mă sună la telefon și mă întreabă. Și vreau să spun că e un bărbat puternic, dar nu e un bărbat încrezut să zic, ce mă, mai ales, uite, nevastă mea e oarbă, să mă cobor eu, să o întreb pe ea. Nu, el tot timpul mă întreabă. Și mă sună, mă întreabă, și la mașină îmi spune, uite, la motor, uite, nevastă, s-a stricat cu tare, da, zice, dar știi cum arată? Zic, nu știu cum arată, hai să-ți arăt. Și începe să-mi explice și să-mi, și ia foarte mult timp cu mine să-mi explice. Și când mergem în oraș, uite, aici, și stă și-mi explică, are răbdare cu mine. Și mulțumesc pentru asta. Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii în așa fel încât atunci când unul din simțurile noastre se pierde, toate celelalte vin și îl recuperă, îl ajută. Lucrul acesta pot să spun cu foarte mare fermitate, pentru că am observat în viața soției noastre. De asemenea, în general, persoanele nevăzătoare își dezvoltă anumite capacități pe care noi nu le avem. Sunt lucruri care mă mai surprinde și pe mine la momentul acesta, deși eu sunt obișnuit cu ea. Eu pe ea nu consider, în casă atât de mult m-am obișnuit, eu nu consider că ea nu vede și de multe ori îi zic niște lucruri ca și cum și îi zic, bă, dar tu nu știi că eu nu văd, zic, pentru mine tu vezi mai bine ca mine, pentru că se întâmplă de multe ori să cer anumit lucru. Zic că nu știi unde e cu tare lucru, zice, bă, vezi că e în sertar acolo. Eu mă duc, trag sertarul, mă uit foarte vag, nu e. Zic, tu nu e aici. Ba, acolo se duce, bagă mâna și mi-l dă. Adică, pentru mine, lucrurile sunt superficiale. Ori pentru ea, lucrurile au detaliul lor și importanța lor. Dacă a pus mâna pe un lucru, a văzut că este aici și știe sigur. Pentru mine nu e așa. Eugenia nu numai că s-a ocupat de toate treburile casei, dar a fost mereu aproape de fetița ei, Ruth. Sunt momente care sensibilizează. Sunt de multe ori ocazii când ea zice, știi ceva,
mi-e dor să vă văd. Mi-e dor să te văd cum arăți. Mi-e dor să... Deși fata noastră a crescut lângă noi și soția s-a ocupat foarte mult de ea. Mergea la grădiniță, ea împletea părul în toate felurile, toate chestiile, deși doamnele rămâneau surprinse. Zice, cum tu te poate mama ta face în felul acesta? Și în unele situații, cred că unele doamne nici n-au știut că soția nu vede decât foarte târziu. O îmbrăca, o aranja, se ducea la școală, în clasa 1, în clasa 2. Soția a reluat ciclul școlar odată cu fata, îi învățau amândouă, făceau temele împreună. A ajutat-o foarte mult pe fetiță, poate mai mult decât un părinte care avea servici și se întâlnea doar seara cu copii. Prin prisma, prin conjunctura aceasta a vieții, ele au fost aproape una de alta. Au fost două prietene până în momentul de față. Ele vorbesc, discută aproape orice. Soția și cu fata stau de vorbă, de multe ori mai zic eu, îi zic soției, mă nevastă, zic, mai treci acasă, nu mai sta prin sat la fiică ta. Fiică s-a în sat, fiind camera alăturată, nu-i nicio problemă. Dar eu mai glumesc pe tema asta, pentru că ele tot timpul sunt acolo, tot timpul au de discutat, tot timpul au de vorbit. Și lucrul acesta a fost foarte bine și pentru fată și pentru ea, că a avut cu cine să se ia. Suntem foarte legate și vorbim nu aproape orice, chiar orice. O simt atât de aproape încât, după cum am zis, nu are grade de comparație, nu e ceva care nu se poate exprima în cuvinte. Eu consider că ea mă ajută pe mine în tot ceea ce am de făcut și pentru școală și în casă și așa, adică eu parcă nu pot să o ajut pe ea cât aș dori. Ea mi-e tot timpul alături, mai ales dacă sunt bolnavă sau așa. Eugenia este mereu prezentă în viața lui Ruth, ajutându-o chiar și în lucrurile mici, cum ar fi împletitul părului. Mă împletește când nu prea reușesc eu, ori din lipsă de timp, că mie mi-a mai mult. Ea chiar că nu vede, dar mă face mult mai repede și îmi place mult mai mult cum o face ea decât cum o fac eu. Vă mai spun un secret. Toate brochițele cu care merg eu la biserică sunt concepute de ea. Eu sunt în viziunea ei. Le face... Toată lumea mă întreabă, de unde ți le-ai cumpărat? Păi nu, le-am făcut și a fost ideea lui mami. Ea le-a dus la o foarte bună croitoreasă pe care o avem și care pune în aplicare toate ideile lui mami. Tot o înțelege perfect. E mami mea, o iubesc mult și n-aș putea fără ea. Cei doi soți povestesc astăzi plin de încredere despre luptele interioare pe care le-au avut. Într-adevăr, dacă stai să te gândești, că dacă nu dă Domnul putere, sunt unele situații în viață când, într-adevăr, sunt destul de grele. Însă, mare puterea lui Dumnezeu. Speram tot timpul că zic, o să vină o zi când am să văd. Cu siguranță o să vină o zi. Eram la piatră, eram în cameră la rut și eram pe pat. Și eram pregătită, zic, din clipă în clipă voi vedea și să dau vestea. Și stăteam așa, pregătită, să sar din pat și să anunț că, uite, văd, a trecut 15 ani, nu. Când am făcut testul de dimineață, m-a adus cu picioarele pe pământ, dacă aș putea să zic. Era acel text care spune că Domnul este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Toată cea în dragostea lui și nu va mai putea de bucurie pentru tine, zic, înseamnă că Dumnezeu tace. Și am acceptat situația în sine. Această tăcere. Da, și zic, Doamne, ajută-mă nu să văd, ci să accept ceea ce Tu îmi oferi. Deși au trecut 15 ani de când Eugenia și-a pierdut vederea, Onisim a avut întotdeauna o atitudine pozitivă față de soția lui. Nu m-am considerat niciodată ca fiind un soț care are o soție cu handicap. Pentru că soția a reușit atât de bine să treacă peste lucrurile acestea, eu nu am nici în subconștientul meu, nu am această chestiune. Uite, vezi că soția mea este cu handicap.
N-am putut să mă raportez la ea din punctul acesta de vedere, pentru că ea în foarte multe lucruri este deasupra mea, este peste mine, cu foarte multe lucruri, așa că e reală vorba aceea populară care zice că fiecare om are câte un handicap. Cred că se potrivește, pentru că, da, eu poate am alte handicapuri din alte puncte de vedere și nu ne-am raportat așa la această problemă. Sunt oarbă, am trecut prin probleme, dar nu suntem o familie monotonă sau o familie care râdem, glumim. În ciuda necazului suferit de Eugenia, familia Butuc a știut să depășească acest moment cu zâmbetul pe buze și încredere în Dumnezeu. Astăzi, pe fețele lor se poate observa împlinirea.